Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre proporții derivate cu aceiași termeni. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Și cu colega lui, Sara. Bună, Sara! Cei doi copii au învățat despre proporții. Vor să se ia la întrecere și să găsească cât mai multe proporții, plecând de la o proporție dată. Considerăm proporția 12 supra 18 este egal cu 4 pe 6. Să ne aducem aminte care sunt termenii proporției. Extremii acestei proporții sunt 12 și 6, iar mezii sunt 18 și 4. De asemenea, să ne aducem aminte de proprietatea fundamentală a unei proporții, și anume, având proporția 12 supra 18 este egal cu 4 pe 6, aceasta va fi echivalentă cu 12 ori 6 este egal cu 18 ori 4, adică produsul extremilor este egal cu produsul mezilor în orice proporție. Sara își propune să schimbe extremii între ei, adică pe 12 cu 6, și să verifice dacă ceea ce a obținut este de asemenea o proporție. Și obținem 6 supra 18 este egal cu 4 supra 12, ceea ce este echivalent cu 6 ori 12 egal cu 18 ori 4. Adică 72 este egal cu 72. Deci înseamnă că prin schimbarea extremilor unei proporții obținem tot o proporție. Andrei are aceeași proporție și își propune să schimbe mezii între ei. Mezii sunt 18 și 4. Și să-i schimbăm, obținem 12 supra 4 egal cu 18 supra 6, ceea ce este echivalent cu 12 ori 6 egal cu 4 ori 18. Bineînțeles, produsul este același, ne dă 72 egal cu 72. Sara vine cu ideea să inverseze rapoartele, să vadă dacă obține de asemenea o proporție. Și anume, 18 supra 12 să verifice dacă este egal cu 6 supra 4, conform proprietății fundamentale a proporției, 18 ori 4 este egal cu 12 ori 6, adică 72 este egal cu 72. Deci iată că și prin inversarea rapoartelor, celor două rapoarte, se obține de asemenea o proporție. Deci, având proporția A supra B egal cu C supra D, putem obține proporții derivate cu aceiași termeni, schimbând extremii între ei. Deci schimbăm pe A cu D și obținem D supra B egal cu C supra A. De asemenea, am văzut că putem să schimbăm mezii între ei, adică B-ul cu C-ul, și obținem A supra C este egal cu B supra D. Și de asemenea, putem să inversăm cele două rapoarte și obținem B supra A egal cu D supra C. Vă propun să considerăm proporția 5 supra 6 egal cu 35 supra 42 și să scrieți proporțiile derivate cu aceiași termeni. Vă dorim succes! Vă mulțumesc pentru atenție! Spor la exerciții!